Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 19 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uitați, lăsați un like dacă vreți să vedeți această serie și mai des pe canal. Haideți să vedem formația pe care o să o folosim. Ok, 3-4-1-2, 5-2-1-2, 4-2-3-1 wide, 4-3-3 holding, 4-4-1-1. Am mai folosit acest 4-4-1-1, 4-3-3 holding. Interesant. Sau 4-2-3-1 wide. O să merg pe 4-2-3-1 wide. De data asta nu cred că l-am folosit niciodată în draft. Să vedem il Capitano Cuadrado. Mă, acest card arată senzațional, dar e ceva ce nu-mi place la el. Nu știu, l-am mai folosit și ceva nu e acolo, nu e ce trebuie. Hazard, William, Sanchez, Lukaku. Și îmi zice lumea că de ce mă duc pe Premier League. Păi cum sunt deci pe Premier League cu jucătorii ăștia? Uite, o să iau pe Cuadrado. Nu îmi place mod deosebit de acest card, dar o să-l iau special pentru voi să nu mai ziceți că mă duc numai pe Premier League. Să vedem capitanul. Mertens, Lukaku, Kane, Iago, Aspas, Benzema. Mertens, bun jucătore, bun. Bun pe seria. Mijlocaș central ofensiv. Payet, Isco, De Bruyne, Dybala, Mkhitaryan. Ok, De Bruyne aș putea să-l iau pentru că face cu Mertens. Dybala, Mkhitaryan. Dybala face și mai bine cu toți, știi? Și mergem cam pe Dybala. Dybala, Dybala, ce faci tu Dybala? Deci momentan avem un Calcioa. Dacă dă scosul, sau Perisic, mamma mia! Mamma mia! Bun, Perisic, interesant! Perisic sau Douglas Costa, 96-77 la shooting, n-are finishing, shot power, long shots decent, acceleration, sprint, specialist, 3 stele la weak foot, asta nu-mi place. O să-l iau pe Perisic din cauza că, de fapt datorită, uite, 5 stele la weak foot, bun. Cât are jumping ăsta? Jumping, 85, deci cu căpățâna. Hai, da, mă, vină încă. Bun, și acum, nu știu de ce am impresia că nu ne va mai da din Italia. Medel, Ibora, Mascherano, Bakayoko. Bă, uite mă, că tot mă forțează. Hai mă, Baka, vină încă. Salutăți, galeria. Pa, 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 pa. Zonzi, Mascherano. Zonzi la cam lent. Mascherano, Luis Gustavo, Parolo. Bă, bune că m-a jucat din Italia. Rezoviță dacă nu mai faci din Premier League. Te joacă tot. Bine te joacă din Italia. Joao Cancelo sau Florenzi. Joao Cancelo sau Florenzi. Joao Cancelo, zic eu, stai să nu uite, ăsta e pe Catalyst totuși, Florenții. Catalyst îi dă ceva pe la viteză, da. Cred că o să-l iau pe Florenții. Passing, ok. 88 pace, 81 dribbling, îl iau pe Florenții aici, ok. Avem primul fundaș central. Sule Van Dijk, oalele, ce nebunie aici, așa. Ehehe, o viță. Van Dijk, ce ne facem o viță, că începe să fie complicată treaba. Poți putea să-l iau pe Koscielny ăsta, să-l mut pe partea lui Bakayoko, să iau cât de cât. Foarte complicat. Sau pe acest neamț al nostru. Are nu ia cu absolut. Singurul de aici care ar avea sens ar fi Koscielny pentru chemistry. Greu. Foarte greu de ales. S-ar putea să nu-l iau. Ok, m-aș duce totuși pe ăsta și aș spera cumva să-mi dea un Premier League să fac și... Pentru că e mult prea bun Van Dijk. Mult prea bun, frate. Mult prea bun. Ia să vedem Mancini. Uite, acum am de Italia, frate. Acum îmi dă Italia Moretti, 50-60, are shadow. Pot să-l joc și dacă îl mut pe partea cealaltă, chiar ia bine, ia fi atent. Pentru că, ia uite, ia bine pe partea. Of, o viță, o viță, trebuie să mă duc pe Koscielny. Nu e totul pierdut, poate ne dă până la sfârșit ceva ce putem să folosim. Sandro, Jordi, mamă, și-mi dă și Jordi Alba, mamă, jocatore de jocatore.
cu Delph ăsta, i-aș da lui Van Dijk. Băi, să știi, bă, că îmi place opțiunea asta cu 7 acolo. Așa, cu ăsta n-aș ține pe Van Dijk în 4-4, nu-mi place. Delph are și Shadow, chiar mi se pare o opțiune bună. A, mă, Delph, vino încă. Stăm în 7, frate. Stăm în 7 la portar. Aici o să fie mai complicat. Ederson. Pe Ederson îl ține în 7, băieții tot stau în 10 pe partea aia. Allison, în schimb. Ia uite, mă. A, mă, pe bune, uite, și 10. Și cu informe Allison. Bravo, mă. Mai avem alte opțiuni, care am luat full. Ne. Allison să fie. Bun. Bun, 98. Chemistry. Ne ducem în 100, zic eu, fără probleme. Hai să vedem rezervele. De la Bella. Sané. Fernando Torres, Inui și Bailey. Ok, Sané ca un super sub. Să vedem următorul. Nu prea ne interesează cam niciunul de aici. Niciunul, pentru că nu o să strig, băieți, nu o să strig nimic din partea asta. Poate aici cumva, dar greu de crezut că reușim. Perisul stă în 7. Marco Asensio, Hummels, Mbappé, Kylian. Hummels, ce zice bossul ăsta? N-ai unde să-l baci. Real pe Mbappé, super sub. Și până acum avem 2 super sub. Didavi, Gameiro, Gulam, Hazard, în schimb. Interesant. Killwell. Gulam ăsta acolo. Băi, dar de ce nu-i pe vagabondul ăsta de Killwell? Pentru că nu are, n-are Hunter sau Shadow. N-are Hunter sau Shadow, iau pe Hazard, trebuie super sub. Deja am tot super subii din lume, nu mai îmi trebuie, am deja 3. Danny Ings, Gerard Moreno, Plunder Hart și Caceres. Caceres. Sper să nu avem probleme, să nu cumva să văd altceva în afară de 100 la chemistry. Arnautovic, William Sanchez. Iau pe William, 4 cu 4. Modeste, bun. Am luat super sub. Super subs, o grămadă. Ducure, Bale, Lemar, Vasquez, Bale. Deci pe bune am la rezerve. Record! Mă, ce fac, mă, băiete, te așteptam de mult, mă. Chiar te așteptam, mă, băiete, de mult. Ia. Și chiar stați interesant. 75-78. Pe apărare e zeu, pe strength, stamina, zeu. Pe dribbling acolo e mai belea cu el, dar... Ai, da, mă, vină încă. Dar sunt curios cât costă Rijkaard ăsta. Sunt tare curios cât costă. E o opțiune interesantă și pentru prima echipă a mea, nu pentru draft. Hai să vedem noi pe Footbin. Rijkaard. Frank Rijkaard de 90. 1.269.000. Este ieftin, aș spune eu. Destul de ieftin, să știți, băieți. Da, da. 1.269.000 e ieftin. Deci de aici cine iese? Ba, că eu că m-am dus în 100. Ha, ha, și m-am dus în 10 și la Van Dijk. Bine, mă! Problema acum ar fi cu acest Perisic. Nu ia full. În rest îmi iau toți băieții full. Un draft pare foarte reușit. Dacă și câștigăm draftul, la sfârșit o să fie super. Draftul perfect, poate. Alexic, Skov, Martinez, Rode. Ne. Nici nu prea are ce să mai împice, ca să fiu sincer, pe aici. Vertonghen, Benatia. Benatia e peste ăla, boss. So. Hummels, Carvajal, Kimmich. Nu știu dacă e peste gagiul ăsta. Nu cred. Și nici nu ia full cam. Nu ia, vezi? Stă în 7. Da, știu cum Mancini ăsta. Mancini ăsta, pe înălțime, 6.3. Nu aia. E bine. E bine. 2 jucători mai avem. Plus managerul. Vai de mine ce alegeri aici. Ia să vedem. Ultimul portret. Foster, Ochoa, Casillas, Oyer. Hai, Foster, vino încoa. Și aia e combinația. Luăm și managerul. Ulolo. Uite că ăsta e de seria, nu? Oricum, mai am 10 la toți. Dar cu ăsta aș lua 8 la Perisic.
Bun, așa mergem, băieți. Eu zic un draft super, super reușit. Top players, Hazard, Rijkaard, Van Dijk, 185 squad rating. Primul adversar, 3-4-3, Hazard, Ribéry, Lewandowski, Pogba. Ok. Da, unul din meciurile în care se vor marca cu siguranță multe goluri și dacă fac 1-0, 2-0, nu e nicio formă meciul terminat. Pasă pentru Perisic. Așteptăm suportul. Parolo! Parolo! 1-0! Perisic! Salvează portarul, ia să vedem dacă reușim. Olai, mă! 2-0! Bine, mă! Oh, ce-a sărit! M-am făcut tehnic și a sărit exact la el, asta e? Mertens! 3-1! Pasa e bună, Mbappe! Kylian în bară. Merge înapoi la Mertens. Închide, închide, Hazard. Hai cu golul. Ăla-i mă, 4-1. Hazard. 5-1, ar trebui să iasă totuși. Șase. Oh. Perisic, 7-1. Golul, ăla-i mă, 8-1. No! Victorie convingătoare, primul meci, 9-1. Mă bucuram mai mult dacă ieșea cel mai repede ca să putem să mergem în sferturi și că meciul următor. Următorul adversar, 4-3-3, varianta a doua, Vidal CDM. În atac are Sterling off-cam, pe 4 cred, cu Suarez, Dembele, Van Dijk cu Stones și Foster portar. Decentă echipă. Asta combinație, bară din păcate. M-a prins, mă? Da, noi dăm bară, el dă gol. Hai cu cap. Bară, a doua a meciului. Nu pot să înțeleg, frate, jocul ăsta. Noi dăm două bări, el dă două goluri. Da, mă, cineva s-o bage în poartă de acolo. În final, în final și noi cu golul. Frumos aici, da. Uitați-vă și voi, a lui Suarez de gol, noi din aceeași poziție pe lângă cu Mbappé. E meciul ăla, știi, că nu te las, n-ai cum, nu orice ai face, n-ai cum. Se întâmplă ceva și n-ai cum să câștigi.
poate cu capul, nu, s-a împiedicat al meu, stai puțin. Dybala? Mai avem o șansă, să zicem. Haide, mă! Nu cred! Mutase portar, era gol. Ce ai, bă, Hazard? Hai cu capul! Hai cineva acolo, nu-i nimeni! Cred că o să fluiere acum, da? Hai să vedem premiile. Poate, poate, cine știe, am avea noroc. Gold pack, premium gold pack și silver players pack. Silver players pack, ăștia se mai vând pe acolo, 200. Facem ceva din el. Să dau skip. Tot se vor duce, bineînțeles, pe transfer list. Și mai avem două pachete, un gold pack și un premium gold pack. Gold pack are un singur card rare. Vedem imediat despre ce este vorba. Nu e un walkout, nici nu prea mă așteptam să fie un walkout sau bordeau. Schimb de un jucător non-rare. Da, pe pele. Player contracts, dead eye, asta s-ar putea să se vândă și el. Restul la club, restul discard. Și mai avem un premium gold pack. Să vedem ce ne pică în el. Ce pică. Nu știu dacă... Na, nici cordeau. La Lana. Ok, băieți, cam atât pentru astăzi. Ghinion la pachete, ghinion în meci. Dar asta este, nu poți să câștigi mereu. Nu uita să lași un like dacă îți place această serie. Ne vedem data viitoare. Pupovița. Pop!